Agențiile de turism din Valea Jiului vin cu oferte pentru elevii care în scurt timp vor începe săptămâna altfel. În perioada 6-10 aprilie, înainte de sărbătorile pascale, elevii vor avea altfel de activități. O agenție de turism din Valea Jiului vine în întâmpinarea elevilor, dar și a profesorilor. Noi încă de anul trecut am încercat să gândim o asemenea soluție pentru elevi, având un grup cu care am organizat un circuit în nordul Moldovei. Și atunci am zis că pentru această săptămână să încercăm să facem și ceva la tarife mai mici legat de zonă. Astfel avem câteva propuneri pentru elevi în perioada de săptămână altfel, cu plecare din Petroșani. Așa, ceea ce înseamnă Petroșani, Tismana, tot ceea ce e de văzut în zonă, complexul Brâncuș și așa mai departe. Avem pe o variantă sau o propunere legată de vizitarea cetății Alba Iulia. Avem pentru săptămâna altfel un program de 4 nopți și 5 zile în Straja, care am și lansat-o către colaboratorii noștri din țară, adică la agențiile din țară. Posibil să avem un răspuns, nu în totalitate sigur, că vor fi undeva la 40 de tineri care vor veni din Galați și vor fi cazați și în același timp, în toată această perioadă cât ei rămân aici, o să le arătăm Petroșaniu cu ceea ce e important din punctul nostru de vedere, Muzeul Momârlanului, Muzeul Mineritului, județul Hunedoara cu Castelul Huneazilor, eu știu, Densul, Șusarni, Săgetuza și tot ceea ce e de văzut în județul Hunedoara. Elevii au fost informați cu privire la oferte, iar aceștia pot vizita mănăstirile din județul Gorj sau pot face o excursie la Alba Iulia. Noi am distribuit în școli ofertele noastre, încă nu avem solicitări ferme, dar se pleacă undeva din jurul la 20 de lei pentru transportul până la Tismana și retur, adică vizitarea obiectivelor turistice din zonă și cam asta e. Pe urmă, sigur, Alba Iulia, ținând cont și de distanță și de asta, sigur, tarifele cresc. Noi lucrăm cu un transportator autorizat, deci suntem în măsură să asigurăm cât de cât siguranța turiștilor noștri. La nivelul fiecărei unități de învățământ, în această perioadă se centralizează activitățile ce urmează a fi desfășurate în săptămână altfel.